să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul Dumnezeu nostru. Cel ce locuiește într-o ajutorul Celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului Cerului, se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea. Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce dântuie într-o amiază, că da vor dinspre latura ta 1010.000 de a dreapta ta. Dar de tine nu se vor apropia, însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt l-ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspită și basilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt înnecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru
Doamne, miluiește! Pentru Daniel să vină să ne lasă cu șatarul slavă, nu slavă de Hristos Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce plâng și se chinuiesc și pentru mânghierea lor cea de la Dumnezeu, Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit
și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești, Sfânta Doamne, harță-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce au suflat de cara această sfântă și cu chipul, toți care în viață, crucea ca jocul a subat și bine a subat cu credință. Sfânta Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, chipul slavei tale ce necăite sunt, deși porămile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși sfântețean Raiului. Bine ești, Cuvânta Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. De cuvânta din cuvântință mai simt și cu chipul tău pe Dumnezeu mai simt. Iar ne bucătare și iar și mai Sfânta Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Odihnește Dumnezeule pe robii tăi și așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Thank you.
sfârșit, cel ce mai zis și mai zis, pământ vii și pământ vei merge. De tot să mă trebuie merge, făcând tăcări de grupare. Cânta aleluia, 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 aleluia. Cu Sfinții ordinește, izvoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici în Hristoare Iisus, ci viață fără de vor lăuda pe Tine, Doamne, pe Dumnezeul vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează a căuta oștile îngerești, iar prin Tine, Preacurată, s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-L cu oștile cerești, pe Tine te ferici. Doamne, miluie, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormiților, robilor lui Dumnezeu, toți cei ce au pătimit în lagurile comuniste și pentru cei pomeniți, pentru laura lui Dumnezeu, Giulia, pomenită la 6 luni de iubire, pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletele lor în nedrept și să-L dignesc. Mila lui Dumnezeu, Măreția Cerului, lor și darea capelor lor, de la Hristos în Maracu, Cerului de Moarte, Să fie pe ce să nu greșească, mă tu singur ești fără de păcat. Dreptatea
Tot așa să te vrea și să te vrea și să te vrea și să te vrea.
ca și noi de asemenea să ne rugăm și să rezolvăm ceea ce se întâmplă în situația întâmplată. Prin înscrieți și trebuie în Iisusul Tău, iar în Iisusul acestea. Ce s-a primit? Toți cei ce au primit cu intervințele comuniste și închisorile comuniste, partid la Deucrava, toți cei adică care s-au primit să le primim pe acestea. Vă ceagă și ca niște oameni în această viață. Și de ea, totodată, când au păcătuit, prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, despre gândul și pe aceste pusă, în orice chip asupra lor, cu care și comunie s-au dat de cine s-au legat de sine, sau de la Chireu, sau de la Preu, sau de la Cineva, o să-i pe această prioritate și Biblia de iar. Binevoiește ca acum și în cultura ca aceste preluțe și de Sfinții, ca ai ridat ca unii cuțin, iar trebuie să le fie și vizite de tine, că bine cuvântam și ca să vizite și vizite. Amin. Slavă-te, Hristoase, Dumnezeu nostru, că de-i dămași slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru că cele preacurate maici sale ale Sfinților și Sfântologaților Apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, Sfântător Părinți ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cele a patra zi via din morți și ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor săi, astăzi pomeniți, martirii, închisorile comuniste și cei pomeniți la periprava, cu toate neamurile cele adormite și toți cei care s-au pomenit la acest înger felnic, în corturile drepte se așeze, Sfântul Avram să odihnească și cu drepte să-i numere, iar pe noi să ne milească ca un bun și de oameni iubitor. Plecarea
la Domnul, s-a arătat a doua zi preotului care îi făcuse parastasul și a spus: eu nu am nevoie de slujbele și de pomana și de parastase cu voastre, pentru că eu sunt aproape de Dumnezeu și ceea ce a făcut fiecare pentru el. Adică ce facem noi cu pomenirea celor plecați, celor drepti, plecați la Dumnezeu, facem ce fac pentru noi. Exact cum și cinstirea Sfinților pe care îi facem în ziua de pomenirea Sfinților, nu facem ceva pentru ei, ci facem pentru noi. Pentru că Sfinții sunt mijlocitorii noștri, sunt aproape de Domnul lui Dumnezeu și sunt cei care ne mijlocesc pentru noi toate cele de folos, atât în viața aceasta, dar mai ales pentru mântuirea sufletului noastră. Pentru cei care am trăit în perioada aproape mulți dintre noi contemporani, cu cei care au venit în temnițele comuniste, avem datoria de a le cesti memoria și mai ales a le scoate la lumină faptele, suferințele și jertfa pe care au făcut-o. Pentru că, așa cum o spun de multe ori când vorbesc despre eroi, Dumnezeu s-a milostivit de poporul român de fiecare dată prin jertfa înaintașilor noștri. Fără jertfă nu putem să ajungem la biruință, cum fără jertfă nu putem să ajungem la înviere. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să recunoaștem că noi suntem astăzi ceea ce suntem datorită jertfei lor și să le purtăm pomenirea și să o transmitem mai departe ca o datorie, pentru că dacă noi nu vom face, cei de după noi nu vor avea de unde să știe ce s-a întâmplat. E o datorie. Dumnezeu să ierte și să se roage pentru noi și să le purtăm o veșnică amintire și să transmitem mai departe faptele lor. Dumnezeu să ierte.